Românii care luptă în Ucraina sunt căutați de serviciile de informații ale Rusiei. Peste 700 de mercenari, inclusiv de la noi, au fost puși pe lista neagră a regimului de la Kremlin, anunță Comitetul Rus de Investigații. Ioana Ciurlea este în direct cu mai multe informații. Ioana, ce riscă de fapt soldații pe care îi vânează rușii? Unii dintre cei care sunt urmăriți au fost deja arestați în lipsă. Deci, dacă vor fi găsiți de serviciile de informații ruse, riscă să fie anchetați și acuzați de fapte penale. Există un comitet rus de anchetă care a pus sub acuzare în lipsă mercenari din 5 țări care luptă pe frontul din Ucraina și vedem aici o hartă. Printre soldații vânați sunt oameni din România, din țările de jos, din Noua Zeelandă, Norvegia și Polonia. Ca să înțelegem mai bine, nu vorbim de mercenari care sunt plătiți să lupte de partea Ucrainei, ci de luptători care au decis voluntar să-i sprijine pe soldații lui Zelensky. Comitetul Rus de Investigații transmite că pe lista persoanelor căutate sunt peste 700 de străini care luptă în Ucraina. Anul trecut, Ministerul Rus al Apărării spunea că peste 11.000 de mercenari din 84 de țări ar fi mers în Ucraina. Din Polonia ar fi 2.600 de mercenari, din Statele Unite și Canada mai bine de 900, iar din Georgia peste 800. Haideți să vedem însă și contextul mai larg. Românii care sunt pe frontul din Ucraina sunt acolo pentru că au ales asta, nu fac parte din armata țării. De altfel, România nu va trimite soldați să lupte în Ucraina, spune președintele Klaus Iohannis, ca o lămurire la declarațiile făcute de președintele Franței, care a spus recent că NATO ar trebui să trimită trupe în Ucraina. O posibilă trimitere de combatanți în Ucraina nu poate fi luată în considerare sub mandat NATO, fiindcă Ucraina nu este aliat NATO. În rest, dacă există înțelegeri bilaterale între un stat și Ucraina pe orice temă, atunci aceste chestiuni țin strict de înțelegerea respectivă bilaterală. România nu va trimite combatanți în Ucraina, noi sprijinim Ucraina în foarte multe feluri și vom continua așa cum am făcut-o până acum.